Bună seara, prima emisiune de dezbatere la Moldova 1. Pe acest segment am invitat pe domnul Vasile Tarlev, Uniunea Centristă din Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnul Oazon Antoi, Partidul Democrat. Bună seara! Bună seara! Și doamna Corina Fusu, Partidul Liberal. Bună seara! Bine ați venit la noi, continuăm tura de discuții despre politica externă. Haideți să vă auzim ce aveți de oferit electoratului în acest domeniu. Vă rog! Partidul Liberal vine în această campanie electorală cu același mesaj cu care am câștigat municipiul Chișinău. Schimbarea în bine cu Partidul Liberal vine și avem în acest sens două obiective majore. Primul este lichidarea sărăciei și cel de-al doilea, integrarea în Uniunea Europeană. Deci, politica noastră internă, lichidarea sărăciei și politica în plan extern, integrarea în Uniunea Europeană, sunt două axe interconectate, pentru că sărăcie înseamnă un sistem autoritar de conducere, iar Uniunea Europeană înseamnă democrație și bunăstare. Până nu o să lichidăm sărăcia, până nu o să ajungem la un nivel suficient în care instituțiile democratice ale statului, instituțiile care apără democrația, nu vor funcționa, nu vom putea avea nici economie liberă și nici bunăstare. Mi se creează impresia că acești 20 de ani în care s-a tot menținut și a aprofundat sărăcia cetățenilor noștri este un plan bine gândit pentru a îndepărta cât mai mult Republica Moldova de calea ei normală, de ascensiunea ei spre o viață mai civilizată, mai modernă, un nivel mai înalt de trai. În politica externă, Partidul Liberal își propune mai multe axe de activitate. În primul rând, o să trebuiască să reparăm greșelile care au fost făcute de precedentele guverneri și actuala guvernare. În primul rând, trebuie să restabilim relațiile bune cu vecinii noștri, România și Ucraina. Cu România, în mod special, trebuie să încheiem un acord de parteneriat care ne-ar permite o accedere mai lesne, mai ușoară spre integrarea și, în sfârșit, aderarea la Uniunea Europeană. De asemenea, vom dezvolta un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii și vom dezvolta relații pragmatice, bazate pe respect reciproc cu Federația Rusă. Partidul Liberal își propune desfășurarea unor negocieri și încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în anul 2010, iar până atunci ne vom încadra perfect în parteneriatul estic, care este o nouă dimensiune a politicii de vecinătate și cooperare a Uniunii Europene, în sensul liberalizării vizelor, liberei circulații pe tot spațiul Uniunii Europene, lucru foarte posibil, dialog și tratative pe care Partidul Liberal deja le-a inițiat cu Parlamentul Uniunii Europene când am întreprins o vizită în luna mai 2008 la Bruxelles și am discutat cu colegii noștri liberali din Parlamentul Uniunii Europene. Se vede că vocea noastră a fost auzită încă în 2008, iată de ce parteneriatul estic prevede liberalizarea treptată a vizelor și, în sfârșit, libera circulație până în 2010. Cu România, de asemenea, am pornit negocieri și sunt sigură că le vom duce la bun sfârșit în sens pozitiv pentru adoptarea de către Parlamentul României a unei legi simplificate de acordare a cetățeniei române, adică a cetățeniei europene pentru cetățenii Republicii Moldova care au acest drept. Scopul Partidului Liberal este să ofere cetățenilor Republicii Moldova libertate, creativitate, mobilitate în tot spațiul european, pentru a oferi posibilitatea tinerilor de a-și alege universitatea la care vor să studieze, celorlalți care nu-și pot găsi până în prezent încă un loc de muncă, să o poată face în orice țară europeană, dar pe bază legală, de demnitate, unde să-și câștige banul cinstit și să se simtă în final un om cu demnitate aici, în Republica Moldova. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Tarlev,
Care este opinia lui vis-a-vis de atitudinea neglijentă a lui Vladimir Voronin față de parteneriatul estic, care a spus că cele 600 milioane de euro nu sunt altceva decât niște bomboane de a ne ademeni? Spre ce a ne ademeni și de ce credeți că CSI este, îl putem pune pe același cântar cu ceea ce ne oferă Uniunea Europeană? Da, mulțumesc. Eu nu știu dacă are drept să-mi pui întrebări. Este discuția liberă, lăsați-vă cu libertate, are orice drept. Mi-am înțeles. Și dumneavoastră, adresați întrebări cui doriți. Mersi. Sunt pe contul dumneavoastră. Cu plăcere, eu sunt onorat pentru această atenție. Aș dori să menționez poziția Partidului Unii Centriste din Moldova. Noi nu ne caracterizăm de est sau de vest. Eu am spus-o clar. Noi dorim să avem relații bune, de bună vecinătate, reciproc avantajoase, cu țările vecine, Ucraina și România, și relații strategice de parteneriat cu Federația Rusă, CSI și Uniunea Europeană. Eu consider că Moldova, având o așezare geografică bună, atractivă, între est și vest, trebuie să aibă relații bune și cu estul și cu vestul. Cei care declară că mâine Moldova va intra în Uniunea Europeană, este o minciună gogonată. Acolo nimeni astăzi nu ne așteaptă și eu vreau să trăim ca în Europa, să avem salarii, pensii și multe altele momente. Dar Germania e țară membră Uniunii Europene, iar are relații foarte bune, inclusiv economice, cu Rusia. Corect. Asta nu este contradicție. Trebuie să ne confundăm relații bune și țară membră Uniunii Europene. Republica Moldova trebuie să meargă spre Uniunea Europeană, pas cu pas, deoarece noi avem nevoie să aducem Europa la noi acasă. Aceasta deloc nu este în contradicție cu relații bune cu Ucraina, cu China sau cu Rusia. De acord, dar nu vă supărați și eu sunt categoric împotrivă, radical să luăm o parte de est, în așa mod să introducem astăzi vize pentru cetățenii Republicii Moldova cu Federația Rusă sau cu CSI. Înseamnă că nu vom obține vizele pentru Europa. Eu sunt... De unde există corelația asta? Vize pentru Rusia și circulație liberă. Eu vreau să vă spun că în opinia noastră și noi știm cum să o realizăm acest lucru, de a avea, nu avea viză nici cu Rusia, nici cu CSI și nici cu Uniunea Europeană și noi este necesar să mergem consecvent în integrarea Uniunii Europeană, dar să ne pregătim tema pe casă când vom ridica nivelul de trai a societății și vom fi membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Discursul domnului Tarlev este unul duplicitar și afirmațiile lui se bat cap în cap. Pe de o parte spune că nu vor face alianțe, nu vor merge pe extreme, ori domnul Valeriu Climenco, din experiența noastră din Consiliul Municipal, a avut un comportament de extremă, nu știu care, stânga, și-a permis să numească pe Ilie Ilașcu fascist, a fost găsit vinovat la acest capitol de către instanța de judecată. Înseamnă că v-ați luat în partid extremiști care o să pună în pericol într-adevăr partidul dumneavoastră. Doamna Fusu, nu mai are dreptul domnul Tarlev la replică. Aveți microfonul deconectat. Veți avea minutul final și concentrați-vă, o să le dați răspunsul pe minutul final. Până atunci vă consumăm timpul dumneavoastră. Vă propun să discutăm puțin despre Transnistria, pentru că aici au fost avansate diferite idei, unele chiar mai mult decât neaușe. Cineva propunea să facem câteva republici în Republica Moldova, un candidat independent. Care este poziția formațiunilor dumneavoastră? Partidul Liberal consideră că problema transnistreană trebuie și poate fi rezolvată doar atunci când Republica Moldova, conducerea Republicii Moldova, într-adevăr va dori lucrul acesta și va avea o viziune clară asupra rezolvării problemei transnistrene. Partidul Liberal consideră că rezolvarea problemei se poate efectua în cadrul unor negocieri în format 7. Considerăm că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană trebuie să ia loc la masa de tratative. Considerăm că un factor primordial este retragerea armatei ruse și a muniților și respectarea de către Federația Rusă a deciziilor de la summitul OSCE de la Istanbul din 1999. Deci retragerea armatei ruse, 1, negocieri în format plus 7, iar pe de altă parte dezvoltarea democrației și a bunăstării și a economiei aici pe partea dreaptă a Nistrului, așa încât să devenim noi atractivi, noi Chișinăul atractiv pentru cetățenii din stânga Nistrului, să nu rupem contactele cu cetățenii de acolo, să avem parteneriate, să avem proiecte comune. Vom trăi aici mai bine, cetățenii vor dori ei înșiși să trăiască ca și noi bine. Problema este rezolvabilă dacă ai voință politică. Doamna Corina Fusu, Partidul Liberal.
Eu vă îndemn în numele Partidului Liberal să aveți în sfârșit curajul, să cântăriți bine, să gândiți la rece și să votați un partid care vine cu idei noi, care a demonstrat că schimbarea poate avea loc, că schimbarea a avut deja loc în municipiul Chișinău, printr-o nouă manieră de a conduce Grijuliu Banul, printr-o nouă atitudine de seriozitate și sinceritate și bunăvoință față de dumneavoastră, stimați concetățeni, din partea primarului general Dorin Chirtoacă, dar și a echipei sale din Consiliul Municipal Chișinău.